Richard Wurmbrand, torturat pentru Hristos. Creștinism, căldicel. Limba iubirii și limba seducției sunt una și aceeași. Cel ce își dorește o fată drept soție și cel ce și-o dorește pentru o noapte, amândoi spun cuvintele, te iubesc. Iisus ne-a spus să distingem între limba seducției și limba iubirii și să distingem lupii îmbrăcați în noi de adevăratele. Biserica de la început lucra în secret și ilegal și triumfa și noi trebuie să învățăm să trăim în același fel. Dacă suntem de acord să lucrăm asemeni, să ne întoarcem la metodele primilor creștini, putem lucra în mod eficient pentru Hristos în aceste țări închise. Mulți creștini în vest nu au dragoste față de cei din țările captive. Dovadă pentru aceasta este faptul că nu fac nimic pentru salvarea lor. Au misiuni pentru a îndupleca creștinii din alte culte să se schimbe, dar mulți nu au o misiune pentru țările captive, justificând faptul că acest lucru este împotriva legii. Acei lideri din vest care arată prietenie comuniștilor și altor regimuri tiranice se justifică prin învățătura lui Isus, conform căreia ar trebui să ne iubim inamicii, dar Isus nu a învățat faptul că ar trebui să ne iubim doar inamicii. Iisus nu a predicat doar pura predică de pe munte, dar și ce unii lideri bisericești ar numi predică negativă. Vai de voi, scribi și farisei ipocriți! Șerpi, pui de năpârci! Nu pot învinovăți pe unii din liderii bisericii din vest care fac compromisuri cu cei ce urăsc creștinătatea. Răul nu vine de la ei. Acești lideri sunt înșiși victimele unui rău mai dedemult. Nu ei au creat dezordinea în biserică, ei așa au găsit-o. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Domnul cu voi!